Blocurile din Severin și din alte localități din județul Mehedinți vor putea fi reabilitate cu fonduri europene. Contribuția administrației locale va fi minimă, având în vedere că 90% din sumă va fi asigurată din fonduri europene nerambursabile. Virgil Popescu, candidat la primăria Drobeta-Turnu Severin, a fost printre cei care au participat la elaborarea acestui proiect în calitate de ministru al energiei. Un proiect de lege important care vizează reabilitarea termică a locuințelor urmează să ajungă la promulgare. Este vorba despre ordonanța de urgență numărul 179/2022, prin care lucrările se vor face cu aproximativ 90% fonduri europene nerambursabile. Este un proces destul de costisitor. Normal că este costisitor. Înainte se luase măsura, cel puțin așa am auzit, ca primăria să aibă cota aparte la treaba asta, dar a rămas doar în fază de, cum să vă spun, de așa ca o, ca și când ar fi fost alegerile atunci. Sunt singură, salariul mic, venit cam mic și așa că nu. Nu e nicio. Credeți că ar aduce beneficii pentru dumneavoastră? Ar aduce, da. Dacă nu se poate, de unde? Acest proiect de lege, care completează ordonanța numărul 18/2009, a fost adoptat de deputați for decizional. Are drept finalitate asigurarea posibilității finanțării unor activități de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe pentru perioada de programare 2021-2027, inclusiv din fondurile europene nerambursabile aferente politicii de coeziune. O astfel de măsură este foarte bună și foarte necesară, pentru că va interveni în costul facturilor pe care oamenii le plătesc la utilități, asta însemnând energie sau gaz, evident, funcție de consum și de tipul de încălzire pe care aceștia îl utilizează. Acest proiect a fost inițiat în anul 2022 de către Virgil Popescu, actualul candidat la primăria municipiului Drobeta-Turnu-Severin din partea Partidului Național Liberal. Deși a existat o astfel de posibilitate pentru consiliile locale de a accesa fonduri nerambursabile prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în municipiu această oportunitate a fost ratată sau ignorată. Este inadmisibil ceea ce s-a făcut în Severin până acum, să nu accesez niciun ban european pentru reabilitarea blocurilor și nu pot să nu remarc cum în lângă Severin, în Șimian, prin PNRR s-au accesat toți banii pentru reabilitarea tuturor blocurilor, iar primăria Severin nu a depus niciun proiect. Prin accesarea acestor fonduri va putea fi realizată anvelopare a blocurilor pe exterior, înlocuirea elementelor de tâmplărie, refacerea acoperișurilor și se vor putea monta inclusiv panouri fotovoltaice pentru producerea de energie verde.